Permiți-mi de bine pe el. Da. Filmez pe mine. Bună seara, prieteni. Am ajuns. Dar nu spune, hai. Mai avem puțin. Am venit acasă, prieteni, că nu mai puteam să mai stăm. E și sâmbătă, mâine și... Am venit la copii, că plâng copiii rău de tot. Plânge Alex, Leonardo îi caută, caută pe Leon în baie. Are plânge că când vine acasă, când vine patroana cu Leo acasă. E așteaptă să vină acasă, ce știe copii? Nu le-am povestit tot, că au ei condamnare pe ani cât am. Și mergem pentru copii acasă. Dar vă dați seama cum e acum, că mai vezi să iasă patroana afară. Da. E așa fiecare seară când veneam de casă, când era alin, făcea mâncare, făcea. Așa cum era ea, bolavă cum era, făcea acolo, era în casă. De acolo mai iasă nimeni, pe curte nu mai e nimeni. E foarte dureros, pentru că sunt doi din casă, nu e unul. Măcar dacă e tapia, s-o lasă acasă. Femeie bătrână să fie la pușcărie. Femeie bătrână să-și care jențile cu haine, cu mâncare, să și le ia. De câte ori au mutat-o din mașină ca să-i aducă, să o aducă la altarest. Trăgea din jenți. La Severin acolo când, nu știu cum am mai spus, a căzut. Când am dat-o jos din mașină, a căzut jos. A pedicat. A vorbit cu Leo. A sunat, i-a intrat banii pe care i-a făcut cardul și au vorbit. A spus că e bine, dar să-l scoatem de acolo. Să facem ce facem, să umblăm ca să-l scoatem, să nu stea mult, că nu rezistă. Vă dă seama pentru el acolo a doua zi. E greu. Am vorbit și cu Sică, e cu el în cameră. A zis că acolo e bine, e curat, au condiții. Dar ce, nu știu. Hai că revenim să deschidem poarta. Arată că am ajuns la poartă. Hai să deschidem poarta, stai că nu mai știu pe unde sunt papucii. Am ajuns acasă, prieteni. Acasă, e totul. Acasă, la Strehaia. Asta mai lipsă, prieteni. Vă dați seama. Suntem terminați. O lovitură foarte, foarte grea. Da, ia uitați, prieteni. Mașina lui Leo, ia uitați. Și-a lăsat mașina aici, vedeți? Ia uitați, prieteni. Alex. Ce faci, Alex? Ce faci, Alex? Leonardo. Prieteni, e foarte greu pentru noi. Cum facem noi? Doar să ne dea Dumnezeu putere, ca să putem să trecem peste asta, să avem curaj, să putem să umblăm, să ne ținem de pachete, să avem putere acum, ceea ce am vrut de la Dumnezeu. Asta contează cel mai mult, să avem putere, să putem să facem față, pentru că sunt doi din casă, nu este unul singur și e greu. Și Sică, are și pe copiii lui care îl ajută, am vorbit cu el, am zis că o să-l ajut, că nu îl las. Vorbesc cu el și mă sună și tot eu trebuie să am grijă și de el, pentru că e fratele meu. Era așa cum era el, nebun cum era, mașina. Dar e fratele meu, mă doare. Dacă vă arăt în portbagaj, are bagajele la noi. Nu am putut să-i băgăm o pătră, nu am putut să-i băgăm nici agenda cu numele de telefoane. A vorbit de la Leo pentru că este cu el împreună. Și a vorbit de la el. Hai la bucătărie să nu mai cuibuți.
Mașina și mie geaca din mașină de aici, te rog. Nu-i în față pe scaun. Și cum opresc blițul? Poți să opresc blițul? În timp ce... Trebuie să avem grijă de tot. A dat Dumnezeu să poată să-l bagă pe Sică cu el în cameră. Pentru că Sică îl încurajează. Îl vorbesc. Vă dați seama că eu au timp acum să povestească tot ce au făcut ei în tinerețe, tot au povestit. E greu. La început. Dar sper că să obișnuiesc. Sunt la pușcărie, da. Prieteni, acolo. La București, ce înseamnă că am zis la București când am dat numele? Pușcăria Slava, care e tot în București, mai la ieșire din oraș. Nu că am ascuns ceva. Au sunat Leo de vreo 5-6 boleaz. S-a liniștit, i-a intrat niște bani, o parte mai mică care băgasă noi acolo la poartă. Yeah. Și s-a făcut cardul lui mai urgent, că a insistat Alin să-l facă mai repede. A sunat acolo ca să-l facă mai repede. Și alusică încă nu este gata, de patrona nu știu nimica. Patrona este singură. Am mers acolo la arest în față, ce să facem? N-avem cu cine. Stăteam prieteni și nu ne băga nimeni să-mi ne-am povestit la un telefon că patroana își trăgea și ea singură de jenți când au separat-o de la ei. Ca să își lua și ea jențele, să le trăgea după ea singură. Îl trăgea și ea picat, prieteni. Femeie bătrână să facă pușcărie, pentru ce? Și nu știi nimic, te îngrijora de ea. Că ce face patoara? Ce face patoara? Aia e. Ea e îngrijorată că ea nu știe nimic. Ea n-a sunat, n-a făcut nimic. Nu avea bani pe care. Nu știm nimic de ea. Dacă are mâncarea cu ea sau a apucat de a lua jențele de la turnul Severin doar cu hainele și n-a luat mâncare, nu avea apă. Ea era cu mâncarea. Dacă ținea post, era rău, cădea jos din picioare, că nu mânca carne. E îngrijorată că nu știe nimic de el. S-o fi gândit că e rău, unde l-a dus. Ea nu știe nimic. Nu i-am făcut acum, i-am pus bani, dar banii ajung numai luni marți la ea. Pentru că la ea acolo nu este ghișeu de la unde să pun bani, cum este la Slava. Și l-am pus la poștă. La poștă și la poștă durează, prieteni. Că a dat sâmbătă, acum weekendul, duminică și, na, 3 zile lucrătoare la poștă. A zis Leo să-i facă Alin filmare în fiecare zi, când poate să-i facă câte o filmare, ca să nu-i lasă contul așa. Să-i facă și lui câte ceva. Nu știu ce să... Era patroana acasă, nu știu, parcă nu îmi păsa de nimica. Ziceam că nu face, că nu contribuie să cumpere, să face, dar făcea și atât putea. Și nu era bine nici așa. Nu-mi convinea, dar acum aduc lipsa. Acum aduc lipsa mult. Mult, mult, care trebuie să... Să avem grijă tot, unul de altul, de casă, să ținem casa în picioare. Nici să nu ne lăsăm așa dărmați acum. Trebuie să ținem, să facem față. Să facem față, că nu mai e, când era, nu țineam cont de ea. Măcar ea să fi văzut acasă. Ieșea și ea dimineața cu Leonardo din casă, scotea din cameră, ieșea uia afară. Punea o oală acolo pe răgă, făcea și ea acolo, făcea mâncare. Ziceam că ce tu faci mâncare? De ce tu faci mâncare să omoară de mâncare? Parcă știa că cu mâncarea s-a ales, ce s-a ales omul. Și când moare omul nu s-a ales cu nimic în viață, cu nimic, doar ce mănâncă și atât. Ce crezi că face? Face ceva. Nu știu, mi se pare că e... S-a terminat tot. Eu jale, nu pot să mă opresc, prieteni, nu ne prefacem. De câte ori și noaptea, când încerc să închid ochii, îmi cu lacrimile, nu pot. Am coșmarul ăsta în care mi-aduc aminte, nu mai e acolo, nu e acolo. Mi-aduc aminte la ei, pe ce am trecut acum, îs 2 zile. Dar nu pot să uit. Îmi cu lacrimile și în somn, nu pot să mai dorm, nu mai pot să mai mă gândesc că în altă parte nimeni, nu mai e acolo. Nu mai asta stă din cap pe loc. Să fiu tare, să fiu și Alin aici, dar nu pot să vorbească. Ca să putem să le facem ce trebuie. Că vă dați seama, trebuie să facem, să le bădăm pachete, să vedem, să mai vorbim, să vedem cum zice el. Păi multe, nu e așa că gata, e băgat la rest și gata. Stau liniștit, nu e așa.
Îmi pare rău și de Sică, regret. M-am certat cu el, nu l-am prețuit nici pe el. Trebuia... Mă gândesc la multe, multe acum. Acum regret. Mă gândesc la patroană când făcea multe. Părea rău de mine, că vorbea ea din gură, așa vorbea ea. Și acum de unde să mai rău? Și ne gândim că ce-o face acolo, ce-o mânca. Să nu-i fie rău în cameră, că nu știm nimica de ea, nimica. Măcar cu ei am mai vorbit, ne-am mai liniștit, așa că vorbim acum, sună. Le-am mai pus iar bani, o să ajungă și banii mai târziu. Dar deocamdată au doar să suni. Am întrebat pisică, cum e acolo? Dacă are cafea? Aaa, dar ce din gură. Avem de toate aici. Avem cafea, la vață, ce zicea? Avem de toate. Ce să mai zică? Mama e distrusă. A rămas așa și tremură, îi tremură capul într-una. Sunt și copiii lui care îl ajută, care își dă interesul, da. Eu trebuie să am grijă cel mai mult de el, pentru că este cu Leo în cameră și să susține unul pe altul. Și asta contează cel mai mult, că este cu el în cameră. Și sper ca, dacă să le mută după carantină, când le-a dat lor 14 zile, la Slava, să le pună tot împreună când le aduce la turnul Severin, să fie împreună, să mănâncă același pachet, să-l băgăm pachet la amândoi. La unul pe numele lui odată, pe numele lui Sic odată, ca să aibă ei mâncare. Și sper ca și patroana să vină, să dea Dumnezeu să o mută, să o aducă și pe ea, la Prusca noastră care el a ales, să stea împreună. Dar sper să iasă, dacă putem să-i scoatem mai repede. Dar nu știu, acum doar cu puterea lui Dumnezeu, dacă face Dumnezeu o minune, să-i pare rău de patroana, pentru că ea era din gură rea, dar a avut credință în Dumnezeu. Avea să ruga, mergea la biserici, ținea posturile și postul de Crăciun acela de 6 săptămâni, cât el ținea tot timpul. Chiar că era aia așa de mâncare, dar leșina, dar ținea post. Nu se lăsa. Și acum eu cred că are curaj să treacă peste asta. Trebuie să-și facă curajul singur, i-am spus și lui Leo, am vorbit. Să-și facă curajul. Să roagă la Dumnezeu, ca să bagă Dumnezeu răbdare în el, ca să poată să reziste. Răbdare, răbdare și atât, să roagă la Dumnezeu. I-a dat Alex un lanț cu o cruce de la biserică să-l țină la el. Nu știu dacă am putut să punem la patroana iconiță tot ce le trebuie, mir. Eu nu mai știu, pentru că era zăpăceală aici. Îl bagi la vizită, îi pui la vizită. Era zăpăceală, lume, nu mai știam, eram pe altă lume, parcă eram într-un vis. A fost totul un vis aceea. Prin ce am trecut un vis. Alin nu-i venea să vină acasă acum. Că la ce să vină? Dacă nu-i tasă acasă, nu-i patroană. Țineam mult la patroană. Vă aduceți aminte că m-am certat cu el, am povestit că de ce am mai cumpărat vițel? Tot așa-i cumpără ei. A cumpărat 2 pui de curcan, tot la fel. Ca să-i cumpără lui patroană și eu mă certam, Aline, nu mai dăm bani, să dăm banii unde trebuie. Că avem probleme, sunt alea. Că erau problemele deja, erau cu avocații, vă dați seama că să ne ia procesul în fiecare lună și tot la fel să duceau banii. Și ziceam să nu mai risipim banii, să ne facem treburile. Să ne luăm lemne, ce ne trebuie, să ne facem condițiile. Dar vedeți ce a venit pe capul nostru. Dar sper că Dumnezeu nu ne lasă să putem să facem față, să ne facem și treburile, vreau să ne calmăm, să putem să ținem casa în picioare, să avem grijă de nepoți, să am de cu nepoți și de fetiță și de tot, să putem să facem față. Asta contează cel mai mult. Vreau să mă pun pe picioare să nu mai plâng. Mă credeți? Dar nu pot. Nu pot să mă abțin. Nu pot. Nu pot. Îmi pare rău. Mi-e dor. Mi-e dor de toate, tot de urmă acum. Acum mi-a ajuns totul mie acum. Nu pot să mai revin. De ce a fost atâta scandal? De ce a fost atâta ură? De ce a fost atâta dușmanie? Nu știu de ce. Ce a fost farmece? Farmece cred că sunt. Sigur sunt farmece. Pentru că i-au făcut pușcăria asta, femeie bătrână, să ajungă la anii și la pușcărie. E ceva făcut pe casa noastră de nu e bine deloc. Este într-adevăr, pentru că era prea multă răime, prea multă dușmănie. Uite așa, degeaba așa. Nu erau chestii care să avem motive. Așa din nimica. Nimic ne certam și ne hâruiam să nu ne vedem unii pe alții. Nu era nimica vrăjeală când făceam vlogurile și vorbeam și ne certam. Era totul, vorbeam adevărul. Și cu ei nu am ascuns nimic, au stat acasă, au stat și n-am mai filmat. Tot de aia n-am mai filmat, au zis că să n-am. Erau în carantină, nu puteau să mai filmeze.
au stat în casă, să nu mai iasă nici în curte și vă dați seama. Să gândeau și la proces, să măcinau, deja intrase gândurile. Să gândeau, le-a dat termen, dar până la urmă, știți cum e un proces, până la urmă are un capăt. Când are un capăt, gata, nu mai poți să mai faci nimic. Rămâne poliția stăpână, cum să dă de la tribunal, gata, deja poliția a venit și l-a luat. Au zis că îi lasă până la ora 2, nu i-a mai lăsat, au venit imediat. Pentru că era vestit, lume multă cu gura pe el, leu, a primit Bucureștiul, imediat să le execute. Imediat, după pronunțarea linii, cât era? După o oră, două. După o oră, două, au trimis să-l ia. Dar seama că prin ce coșmar am trecut, că noi nu mai știam cum să punem bagajele lor, care erau lui patron, agențele care erau de lui, să nu le încurcăm, să le punem mai repede, că degeaba la poartă, deja le pusat în mașini. Să plece și le încărcam mașinile aici în Colbine. E foarte greu, am nebunit, simt că am făcut o depresie, am rămas șocată. Sper ca să-mi revin, mai zic o dată. Cer putere de la Dumnezeu ca să pot să-mi revin. Să fac față, să-mi fac treburile, să umblu, să-mi fac tot, să țin totul. Mai ales că vine iarna, vin sărbătorile. Vă dați seama cum e? Mai avem sărbători. Ce sărbători? Nu mai știu. Patroana pregătea Putina să scoată afară, să bagă apă în ea, să ia struguri, să facă vin, să pună varză. N-am apucat, doar ce am făcut roșiile ele atunci, bulionul ăla. N-am făcut un castravet și n-am făcut nimic murător din loc, pentru că și eu când, înainte, până n-am luat condamnarea, măcar știți, ați văzut că eram cu Alin tot timpul plecată la tribunale, m-am dus și cu trenul tău ca să mă duc, să fiu lângă Alin, să nu umblă singur, pentru că ei n-au putut să mai meargă. Totuși am umblat și n-am m-am ocupat de nimic. Nu știu ce, cum să mai facem. Vă mulțumim și vă dorim o seară plăcută. Papa.